Doamne ajută să iasă o ediție bună. Rugați-vă să iasă o ediție bună a cafele intermediare. Păi ce chestie, domnule, un sportiv, un practicant de judo, campion european și mondial, a fost interzis nu știu câte luni pentru simplu fapt că înainte de o competiție și-a făcut omul cruce să se încurajeze, nu? De ce? Doamne ajută! La câte vezi în spațiu public acum te crucești. Vrând nevrând te crucești. Normalul devine anormal. Păi moșii, strămoșii noștri, au să ziceți că s-a anacronic, înainte să meargă la lucru, la război, înainte să taie pâinea, ce făceau? O cruce. Într-adevăr, în ultimul timp s-a făcut o inflamație cam mare. Până autobuze, pe lângă biserici, să facă multe cruci, dar să ne păstrăm calmul, simțul măsurii și buna cuviință. Bună dimineața și bine v-am găsit în această zi de sâmbătă la o cafea intermediară. buymeacoffee.com/nicubendea. Cu vestea roșie, weekendul trecut am rămas blocat de un ciclon undeva în Dobrocina. Nu în Dobrocina, mai precis dincolo de Fodora, în Vad. Și a fost cam frig, pentru că nu a fost antigel suficient, mă rog, o dat el călin câteodată, toate de buniile. Și doamna Gina mi-a dat această Gina din Dej, nu știți? De-a cui din Dej? A lui soțul Soadi, de-i președinte la Unirea Dej. Dar a fost o chestie tare. Aici poți să spui orice siglă dorești, da? Și dacă vrei să fii sub acoperire, o scot. Soacra mea a zis că mi-ar veni mult mai bine dacă aș purta pe dedesubt un tricou verde. Adică să fie mesaj electoral subliminal. M-am încălzit. Vă îmbrățișez. Știți cum vă îmbrățișez în această dimineață? Cum l-a îmbrățișat doamna Șoșoacă pe acel ciobănaș amărât. Doamna Șoșoacă are acum panourile, ați observat? Mama națiunii, starea națiunii, nu știu cum, la pieptul ei o să crească generații întregi de bărbați. Că vorba lui Neanei Luliescu este o inițiativă lăudabilă. Într-un recent podcast, dar știi că și noi am făcut un podcast cu tovarășul Ilici Iliescu și trebuie să-l distribuim, că cine știe, acum vine frigul de natură și într-un alt podcast nu așa bun ca al nostru, Iliescu ar fi declarat că și că el are un zâmbet de Dacia. Daciile, știi cum era semnul la Dacia? Da. Semn de Dacie. Nu e adevărat. Zâmbetul lui semn de Dacia, teritoriul Daciei, că el e de atunci. Zâmbăreț și nevoie mare. Neanelu Iliescu. Da. Avea el gustul și avea vorbe bune. Acum și Iohannis are gustul să joace el golf. Bancul cu golful, știți, nu vi-l mai spun. Ciudat ce mi se pare, cine a sărit în apărarea lui? Rareș Bogdan. Și-a scos batistuța. L-ați văzut ce rău arată? Păi cuvântul meu, așa o îmbătrânie, zici că e Gigi Becali. Vedeți dacă mințiți. Eu întineresc, păr negru, tot timpul. Vă spun numai adevărul. O zis, Rareș Bogdan, eu sunt un bun jucător de golf. Vă spun eu, o gaură e 1.000.000 de euro. Alea 3 găuri le-a făcut o coropișniță. Și terenurile bune, un hârcioc din PNL, din Garda Veche. Deci, atunci, deci o gaură e 1.000.000. Bă, câte găuri ori dat ăștia? Câte găuri ori dat la... Și tot n-avem teren. Tăte nouă. Da. O veste proastă, o veste nu știu ce, să topesc ghețarii. Din cauza asta, Elveția și cu Italia trebuie să-și schimbe configurația graniței. Acolo la Matterhorn au un ghețar și trebuie să mute mai la stânga un pic. Ce chestie! Să vină un pic cu Italia pe Elveția și le dă Elveția de 3 straturi de legume italienilor. Așa au zis și soacră mea că ar fi corect. În ultimul timp a secat și Tisa, Someșul s-a depărtat, cumva prin absorpție să taci din gură. Tancurile de luptă, ci că vor fi pe bază de hidrogen. Vor să aibă motoare pe bază de hidrogen ca să reducă emisiile de CO2. Bă, nu suntem cinici. Asta e problema omenirii. Merg cu tancul și... Nu polăm, dar te omorâm. Nu mor mult mai bio? Extra. Cât de cinici putem fi. Tancuri bio. Te-am omorât, dar n-am dat nicio noxă. Hai că nu vă rețin de povești, că e sâmbă, dar aveți ceva mâncare pe foc? Soart, nu soart, dar comandați-vă, că Dorian Popa a lansat, bă, ce lansează ăsta, hâți pizza, îți dai seama, hâți pizza, ți-o comanzi congelată și ți-o pui la... Nu comanzi, o cumperi din supermarket. O cumperi, nu, mă rog, din supermarket, ci că nu fac supermarketurile față la... La ce face asta reclamă, la șorma și la pizza și el... Nu mai face la șorma. La șorma, nu, a vândut franciza.
No, în fine, deci sunt variante, dar dacă gătiți, să vă gândiți și la noi, că noi bem cafea, că doar nu o mânca. buymeacoffee.com, dar ce să, că anul ăsta se anunță .com/Nicu Bendea, cea mai mică, nu se anunță, cea mai mică recoltă de floare a soarelui din ultimii 15 ani. Bă, Vlade, nici să scuipăm semințe nu mai putea iarna asta. Fac, ies în fața poporului sămânțarii. Da. Păi cuvântul meu, e foarte greu, uitați, am și notat aici, la Bihor se cultivă palmier și măslin din cauza modificărilor de microclimat. Beau pălincă de Bihor, ce faci, scutur palmierul. Yeah. Extraordinar, mi-am mai notat aici, în Dăbulen se fac curmale. Deci nu mai avem tradiționalii pepeni de Dăbulen, se fac curmale. Curmale de Dăbulen? Da, curmaua de Dăbuleni. Dar nu știu, poți să faci triunghinea ca s-o guști. Când... Cam micuță. Și cum o bați? Da. Oricum, nu scurmale. Sunt pepeni făcut special pentru domnul Boc. Hai că am dat, a? Într-o pădure în Dâmbovița au fost descoperite în interiorul ei, acolo, într-un loc celebru din Dâmbovița pentru legumicultură, o cultură de cannabis. Cu stropitori de apă, cu sprinclele, sfinctere, nu știu ce... Localitatea aia, repet, asigura 10% din varza României. Acum o să asigure 25%. Ce varză te faci? Da. Festivaluri. Acum punem și o mini-rubricuță să ne spuneți pe la ce festivaluri mergeți în weekenduri. Că toamna se numele festivalurile. De exemplu, în Craiova este Lavanda Fest. Să-mi faceți poză dacă o prindeți pe acolo, pe în centru, pe doamna Lea Olguța, cu părul plin de lavandă. Sau pe Manda, dacă îl prindeți, că Manda nu-i deprinde nici în Parlamentul European și nici în fine. În Sfântul Gheorghe din Coazna, festivalul de la Kürtășcolac. Piști dragă, transmite de la fața locului. Ce întâmplă acolo? Se face? Nu știu ce întâmplă, dar a pus bere în coc. Kürtășcolac. Și ținu-l cu mânda, boss. Asta este. Bun. Și știm că weekendul următor, pe data de 11, e festivalul Dovleacului la Soata. Poți să mă și eu cu dovleacul meu? Da. Dumă, mama, vă rog să ne spuneți ce festivalul, la ce festivalul ați fost în weekend în comentarii și ce festivalul urmează, că poate am ratat la Sarmalelor, am mai ratat noi multe, cine știe, poate, poate. Să nu ratăm spectacolul din 11, vineri, la Câmpen, restaurantul Panagusto, are plăcerea să mă prezinte. Atâta lume o să fie că nu o să facă față băieții de la servire și fetele, așa că mi-au vestuța pe mine și mai duc și eu o pizza, mai zic o glumă, ce să facem? Să fim sănătoși și cu voie bună, vorba domnului Nicu Negru, că boala vine, xec, ați auzit de xec? Bă, nu vine un sec, xec. Noua tulpină de COVID vine zilele astea. Așa că, dacă n-am avut ciclon, nu veni nici COVID-ul acela. Că o zis domnul Bill Gates, o zis? Zice, chiar dacă nu o să fie război mondial, o să vină o pandemie. Ziua mondială a profesorilor, că dacă mergi pe la școală, nicio pandemie, nicio dezinformare. Dacă ascult și de profesori și de carte, e bine. Azi ziua mondială a profesorilor. Pe undeva la mulți ani și mie, dar la mulți ani celor care luminează neamul ăsta. În condițiile în care 42% suntem analfabeți, mai mult sau mai puțin funcționali. S-a terminat și cafea intermediară de astăzi, duminică plăcută în continuare mâine. Că sâmbătă a fost plăcută, că ne-am întâlnit și astăzi. Share, like, subscribe. Și când mă vedeți la coadă la facturi, salutați-mă, că poate ne facem și o poză. Numai bine!